G2A, jocurile mari te privesc din întuneric, arată-le cine e șeful cu o vâlvătaie de reduceri. Caută detalii în descriere. Bună dimineața, România! Bună dimineața, București! Și bine v-am găsit, dragii noștri, la un nou episod din Don't Stop Together, alături de Nena Barba Neagră aici. Ce faci, domne? Salut, salut! Bonjour, bonjour, bonjour! Uite aici, sunt foarte nebunit pentru că am creier doar 2. Adică nu știu dacă sunt doar 2 neuroni, 2 dendride, nu știu care-i treaba. Hai să-ți luăm flori. Aoleo, foc! Bagă cu foc, ok, s-a noptat. Lasă că e doar seară. Nu e, man, vine acum noaptea, ce ai? Tu nu vei... Da, e floare, uite și aici. Yeah, I'm happy. Așa. I'm a happy girl in a happy world. Life is plastic. It's fantastic. Come on, Barbie, let's go party. Yeah. Bă, partea tristă e că îmi plăcea melodia aia. Și videoclipul îmi plăcea. No, belea. Păi, da, e așa foarte happy și foarte... Mă, ce sunt astea? Blue Mushroom. No, no. Noaptea, mama, a început ăștia să vină, mă, frate, nu știu cum să scap de exam, nouă. Flori, flori, multe flori. Flori, frățioare, dar de unde atâtea flori? Tu-ți dai seama, dacă de fiecare dată când eu mă transform, îmi scade... Auzi, dar întrebare, tu poți să mănânci lemne așa cum ești acum? Nu, doar când mă transform în castor. Atunci iau un lemn în gură și mi-am revenit. Am înțeles. Deci ne-au zis lumea în comentarii că tu te transformi dacă tai prea rapid lemne. Da. Dar nu și... văd unde e un status ceva ca să-mi dau seama, bă, sunt prea rapid pentru joc sau care ești... O, ai de capul meu, numai monștri pe aici. Păi văd și eu oarecum semi-transparență așa. A, uite, am găsit. Deci eu îi văd negri, negri. Uite aici un vidici. Da, 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 e de la Peak House, Peak House. Am 11, deci am 11 fericire și se duce așa în jos. Nu. Ce te atacă, Mărleanu, fii atent. Să duce, da. Nici nu poți să iau flori. 20 fericire. All work and no play makes me wanna chop. Makes me wanna chop. Mă duc după. Buba este că trebuie să găsim neapărat niște păianjeni. Ca să putem să replantăm florile astea, că... zis să ne facem un bug net, să prindem fluturi. Și fluturile aia să-i plantăm. Da, what? Ok, bun. Trebuie să ținem cont și de timp alea, că mai e puțin să facem noapte. Zi, unde ne facem casa? Unde vrei tu, eu caut flori, deci... Ne facem lângă porcul ăla? Unde vrei tu? Care, ce porc? Lângă casa porcului? Facem. Facem, tati. Nu știu unde găsim informația asta, căci că... N-ar fi ok să te instalezi, știi, în villagerul porcilor, căci că mai târziu te-ar ataca sau ceva din ăsta, nu știu. Mă, știu că îți poți face prieteni, cumva. Și, de exemplu, dacă îi dai de mâncare porcului, te urmărește și dacă tu tai un copac, tai și el un copac. Aha, ok. Și ia lemnele sau poți să le iei tu? Nu, nu, le lasă jos. Vino aici, vino aici, vino la mine, vino la mine, hai că se face noapte. Vin, încerc. Chestia e că am 44 la creier, de-abia acum a mea mai dispărut și mie monstruoții de pe ecran, până acum am fost foarte nebunit. Asta al meu vrea să taie copaci, nu știu care-i treaba. Ia uite, vine monstruolețul, trebuie să fug. Aha. Dar fii atent că te atacă ca lumea, adică nu... Am atacă și mi-a vreo 30 damage. 30-28 mi-a luat odată. Nu, nu urmește. Mi-a damage serios, pe cum să câte, nu știu, câte petale ai, câte petale ai? Nu știu câte petale am, stai așa că eu fug și mă uit în același timp. Petals, 20, de ce? Nu știu, aruncă-le pe jos, sau mai fă o ghirlandă cumva, dacă apuci, sau aruncă-le pe jos, să-ți fac eu o altă ghirlandă. Ca e și asta cu durabilitatea, știi? Stai așa, cum dau drop? Click pe undeva pe jos cu ele, le iei și le... Asta. Ah, gata, le-am scăpat. Pick up petals, ok, să mai facem aici. Gata, ai cum au mai lăsat ăștia în pace un pic. Așa, și... Mai revenit. Îți mai fac și ție una. Mai fac o ghirlandă de asta. Uite, să fac o zi. Hai mai, mai vreau? Mai fac una, dude. La tine e zi? Da, și la mine e zi. Ia, uite pe jos aici. Bine, nu știu câtă sănătate mai are ghirlanda ta, da? Da, n-a făcut nimic ghirlanda. Eu mai am și 35 la viață. Pe ghirlanda îți încetinește rata cu care scade fericirea, știi? A, eu pot să mănânc lemne, ești nebun? Poți să mănânci lemne? Păi auzi, deci și-ți crește fericirea? Nu-mi crește nimic dacă mănânc lemne. Nimic. Gold nugget. Vrei gold nuggets? Mai am gold nuggets momentan.
Ok, niște mâncare ne-ar mai trebui. What? Mor, de ce mor? Deci asta o să ne ajute să facem... Vezi că te lovește cineva, cine e? Cine e ăsta? Examen, science machine. Ai făcut așa ceva? Da, 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 eu am făcut așa ceva. Ok, mă duc să mai iau niște floricele, că pe mine mă termină, pe... eu am ecranul roșu așa și, știi? Nasol. Numai gata, acum am învățat în minte că mă mai transform. De acum acolo știu ce trebuie să fac și... 3. Mănânc. Dar ție fericirea nu scade? Că mie îmi scade în continuu fericirea. Ba da, și mie îmi scade. Dacă stai aproape de foc, văd că îți crește. Serios? Îți crește? Doar dacă stai aproape de foc? Unul din modurile în care îți poți face să-ți crească. Fenomenal. Păi... Mars. De ce? Păi, cred că ai intrat în foc. 42. Cumva. Cred că un pic, da. 42. Hai mă, crești de acolo, fericire. Fiți-ar feri... Ia uite mă, iar vine ăla după mine. Ăla vine? Au! Dar nu. Cum stai cu mâncarea? 35 nasol stau cu mâncarea. Ok, ai ceva de mâncat? Eventual să-l pui pe foc și să... Am niște seeds. Bagă pe foc și mănâncă-le după aia ca să-ți mai crească și viața. Le-am băgat, le-am luat, le-am halit deja. Pinecone! Nu mai ai seeds? Atât au fost toate? Mai atâta. Serios? Da. Ok, hai că-ți dau eu 6 bucăți aici. Stai așa să le frig. Stai așa că am găsit niște green cap, nu știu ce e asta. Da. A venit ăla și m-a atacat. Pe tine te-a atacat? Nu. Mamă, mai am unul la fericire. Oare eu pot să-l atac pe el? Deci pe mine m-a atacat și mai am unul la fericire. Fii atent că o să arunc semințele astea prăjite pe jos, ia-le și mănâncă-le. Stai un pic. Nu pe ăla, mă, nu ălea, astea, nu, ălea erau crute. Stai că eu fug în continuu de asta, deci nebunea la... Nu poți să-l atac pe ăsta, este? Nu poți, nu știu cum să scap de astea, am foarte nasol cu la mine. Fii atent că m-a atacat și pe mine. Da. Acum că l-am atacat eu pe el. Mă găresc. Bun, hai că am mai multă viață acum, că mi-a luat mult la viață, măgaro. Wow! Bun. Dacă mă atacă și pe mine, ești nebun? Da, nu, ai grijă. Cât de tare, ai luat semințele alea? Nu. Fii atent că acum mă aleargă pe mine. Până își reamintește, stai așa. Gata, am luat semințele. Vine încoa. Bun, hai că am 100% stomac, viață 22. Cum fac eu viața mai mare, aia e întrebarea mea. Nu știu, frățiuier. Bun. Ia uite. Am decât unul la creier. Nu pot să înțeleg ce-i dă caracterului meu fericire. Deci ăsta e un mister pentru mine. Nu știu ce idee. Mamă, am doi monștri de aia după mine, ești nebun? Stai că eu încerc să plantez aici copăcei. Plantezi? Nice. Dar bineînțeles că nu-l plantez exact unde trebuie. Mor. Bă, știi ce? Fuck it. Hai că nu stă nimeni după voi să stau să vă plantez pe unde vreți voi. Noi nu mai avem foc. Am la lemne. Ăla s-a păstrat acolo, ăla pe care l-am făcut, pentru că l-am făcut cu piatră de jur împrejur, știi? Trebuie doar adăuga lemne, corect. Vai de viața. Hai că plantez la copaci mai frumos. Vai, mai am unul la viață, m-a luat. Deci în pădurea asta o scânteie dacă sare. Aia a fost. Adio. E ceva ce îl face pe caracterul meu să fie ok, dar nu știu ce. Ce îl face să fie fericit, dar încă n-am descoperit ce. Încă mai am. Mamă, câte astea mai am, frățică? Cu ultimele 5 m-am dus să văd dacă le pot pune pe foc, hai că sunt foarte curios. A perfect day for chopping. Așa. Oho, m-am transformat. Mâncă repede un lemn să te transformi în loc. Mănânc. Cuc. Da, mă, ești nebun. Asta așa să fug de măgare ăștia. Ce?
Hangar 9.4. Foarte tare. Foarte, foarte tare. Bun, hai să vedem dacă putem să ne facem un... un backpack. Da, pot să-mi fac un backpack. Hai să-ți fac și ție un backpack. Că îți mai dăm plus... Stai, că eu sunt pe zero cu toate. Aoleu, dar chiar nu știu ce... A, m-a omorât ăsta, m-a prins. Firar! Fugi, fugi la... Firar! Ce cute arată fantoma ta acum! Eu nu văd, deci eu nu văd decât o luminiță. Serios? Pe bune. Tare, ok. În fine, mă duc la portal. Ia uite, tu aveai aici pinecone. What? Da, eu avem de toate, ce ai? Tu ai și altfel de copaci, bă, băiatule, bă. Eu am de toate acolo, ce ai, păi, nu degeaba sunt eu pădurar, doar că sunt pădurar degeaba. Apare. Okay, deci, bișunatul ăsta normal nu îți dă nimic de mâncare, dar dacă îl frigi îți dă 9.4. E bine de știut. Deci apare în caracterul tău, mai, l-ai ales mai bine decât l-am ales pe al meu. Nu, 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 căci al meu e super nașpa, că în momentul în care se vină ploile... Am mai auzit povești de-astea, man, dar măcar tu nu trebuie să te chinui cu fericirea și cu toate alea. Al meu e deprimat, l-am, așa l-am luat, săracu, are mult, dar a avut multe probleme în viață. Eu am discutat cu el la început, dar nu e... Credeam că e ok că-și revine, dar n-a fost să fie. A fost nasol. Ia uite, m-am luat-o greșit, e nebun, la stânga. Mai avem în dreapta jos de explorat, avem foarte mult de explorat aici. Nenea, vezi că eu ți-am pus ție aici un backpack. Da, da, vin, voi imediat și... să revin puțin la viață, știi că e important pentru mine asta și... Overrated. Da. Chestia e că am mers foarte departe, știi, și automat trebuie să merg din nou foarte departe până ajung la... spawn point. Bă, ca niciodată am atâtea scânduri, mâncați. Opa, stai că am dat cu capul meu. Tu ai scânduri, poate eu ce-ți mai zic. Opa, am găsit un fel de diamant, să știi. Serios? Yep. Cât de, yep. Cât de n-aș putea I să fie. I found diamond in the sky. Stai că mai vreau să fac ceva cu pietre și nu mai știu ce vreau să fac cu pietrele. Ah, un crockpot. Da, okay. Mai am nevoie să caut pietre. Deci lângă foc acolo, să știi, gesso, you know, am da, pus... Da, da. Un backpack. Iar eu am găsit foarte multe diamante sau minereu, nu știu ce sunt, sunt albastre oricum. Pregătește-te că voi reînvia. Aia. Aia. Stay away, îmi zice porcul. Aia. Da, să știi că faptul că ai murit și că a rămas scheletul tău acolo e o să ne prindă bine nouă, pentru că scheletul ăla ne dă oase cumva. Problema e următoare, și anume, eu nu văd fantoma, cred că e o eroare sau un gris ceva și când trec prin portal nu mă respawnează. Serios? E bune. O fi un glitch? Deci eu nu văd fantoma, eu la mine se mișcă doar ecranul singur, așa știi, când dau după dublu vasă, deci nu am nicio fantomă pe ecran. Facem o mică pauză și ne mai uităm, ne uităm un pic, că poate... Trebuie să dai o relog, probabil. Bun, hai să facem o mică pauză și revenim. Ok. Nu, ok, dragilor. I'm back, bitches! Sau ceva, că nu, nu, eu nu vedeam fantoma. Acum am dat relog, am văzut fantoma, am trecut prin portal și I'm alive. Dubios, okay. Foarte dubios. Am okay. Un cadou aici și zice, this requires more science. The system is... What? Mamă, îți face noapte, trebuie să ajung la tine, rapid, 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 rapid. Nu, 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 aici, așa. Ba da. Nu mă... Fiecare... Era alt. Repede. Ți-e frică ție de un pic de întuneric? Hai mă, am mai murit cu întuneric. Deci eu ți-am lăsat să plantezi acolo o grămadă. Cred că o să trebuiască să fac să mănânc ceva, că văd că nu stau foarte bine. Mamă, trebuie să iau un sus. Ok. I'm coming, mamă, ce repede se duce timpul ăsta, geez, man. Se duce foarte, foarte rapid timpul. Așa, hai să cuc aici. Extreme. Vai, dacă ajung, dacă n-ajung, dacă n-ajung. Nu se poate.
I am screwed. Asta trebuie să-mi fac și eu de-alea. Chestiuni. Un pickaxe sau ceva. Mm-hmm. Ah, da chiar, stai așa să mă uit. Eu ți le-am furat pe ale tale. Mamă, așa ai făcut? Mamă, ne batem, fii atent. Nu, eu mă supăr și plec. Ah, că venim vorba, ne zicea lumea în comentarii. Avem în stânga sus, vezi că e un fel de cadou. Da, știu, dar la mine zice că requires more science to unlock it. Păi da, trebuie să stai lângă prostia asta de am făcut-o acum, science machine-ul ăsta. Păam, acolo stau. Ia, vino cu aia să vedem. Dar nu cred că ajung în viață, că e aproape noapte. Serios, hai că mai ai. Tu nu vezi în dreapta sus alea? Nu ai activate modurile? Ba da, cum să nu? Dar mai am foarte puțin. Și mai e o grămadă. It's ok, my friend. Grămadă, la 30 de secunde, la ce zici tu o grămadă? Nu știu unde vezi tu 30 de secunde, că mie nu mi-arată pe secunde. Așa, octometric. Gata, am ajuns. Hai, ce faci? Hai. Vino cu, unde te duci? Vino cu. Sap. Ce ai acolo, sapă? Da, eu sapă, mâna mea. Vino aici, ia-ți târnă copul și târnă toporul și cu ghirlanda. Ghirlanda, care de fapt nu e ghirlanda, e coroniță. Mă rog. Ghirlanda se pune doar pe ușe. Și vino și stai lângă science machine-ul ăsta și hai să apăsăm aici să vedem. Ia. Yeah. Ce avem în cadou ăsta magnific. Come on, dude. Examine. I don't try. Ok. Na, mă, că mi-a dat o cămașă, ești nebun. Ia, yeah, domnule, eu ce am primit. Ci. Mănuși. Hand covers. Use confirm now. Outfit. Yeah, boy. Na, mă. Păi și omul și unde le văd? Ah, am aici. Jesus. Am o cămașă pe mine, Ești boss. Și tu? Se văd mănuși? Dar stai așa să le caut. Dress. Văd unde am mănușile, gestul e orbete. Ce? Nu știu, mi-a zis că ce mi-a dat niște mănuși au dispărut unde mai văd pe aici. Te-a zis ceva de mamă, precis, de simțiții. Ah, în fine, ce că mănuși, nu știu, am primit mănuși, yay, I'm happy. Păi, niște carrots. Aveai acolo un buton în care zicea să, wear now sau ceva genul. Așa am, bă, dai seama că așa am dat. Dar eu nu văd nicio mănușă pe mine și nu mi-apare nici inventoriu. Ori caracterul meu prinde bug-uri, nu știu care-i treaba. Bă, sunt foarte extraordinar de prost cu mâncarea, mă, cățe, sufletul tău. Păi, poate tu, eu n-am deloc. Eu nu stau prost, eu stau deloc. Păi, eu mă duc după flori că nu mai ține vraja. Dar viața cu ce o faci? Nu mâncând? Ba da. Dacă te uiți la mâncare, vezi că ți arată dacă îți dă și un pic de health. Ar trebui să ți arate. Hunger health, da, mă. Să-i dau cu morcov, că te-mi dă. Dacă mă duc și mănânc morcov, mă rezolvă. Dar știu, ai sunete de-astea așa morbide prin joc? Ai creepy stuff? Nu mai tu le auzi. Okay. Cum stai cu sănătatea mentală? Și în jocul ăsta. Sănătatea mea e la 64. Nu e bună deloc. Am înțeles. Da, am avut 100 când am intrat, când am ieșit de pe portal, știi? Adică mi se degradează foarte. Eu ți-am zis că am luat unul depresiv aici. Mm-hmm. Mie nu prea îmi place unde suntem noi, adică suntem cam îngrădiți, jos parcă aveam mai multe resurse, nu știu, mie nu mi se pare că aveam atât de multe resurse pe aici, am găsit pe jos minereuri, foarte multe flori, animale, chestii, treburi, păi zic să ne cam mută de aici, că mm-hmm. Nu prea avem ce să facem aici sus, știi, și ne-a cam îngrădit. Gata, șef, fă un hammer. Facem. Distruge toate alea de acolo, o să-ți dea jumate din resurse. Așa, nu pot să fac hammer că nu am paie, cut grass. Ok, hai că fac eu un hammer. N-am de unde să iau cut grass de pe aici. Te rezolvă, tati, imediat, numai că să vedem dacă am eu suficient spațiu în inventar să le luăm. Imediat. Îi putem și dărma și casa asta dacă ne supărăm. Nu, ce ai? Așa, târnă cup. A, n-am piatră. Tu ai vreo piatră la tine în inventar? N-am. Păi eu tocmai ce m-am resaunat. Piatră. Unde vezi tu piatră, my friend? Man, de-aia ți-am zis. Hai să ne mișcăm de aici, că aici nu prea e mai nimic jos. Păi da, dar... resurse.
trebuie să ne luăm astea de aici. Nu, mi-e ciudă să las aici tot ce am muncit până acum. Ok. Nu știu, zic și eu. Hmm. A, super, m-am întors. Stai să mă numești ăștia. Că bine zici. Stai să-mi fac să corect, să-mi fac cesnaturi din astea să mănânc. Cesnaturi? Da, dacă le pui pe foc, după aia se pot mânca. Deci nu cred. A, nu, ok. Bun, nu știu dacă mai avem timp, mamă că mi-a scăzut fratele meu fericirea, m-am dus. Mă, tu dai e ceva acolo, nu te... 34, nu știu cum să-l fac pe ăsta fericit, pe cuv. Gata, tati, am full health. Nu am idee. Ia de aici și mănâncă, cum stai cu mâncarea? Hai să iau ghirlanda. Cum stai cu mâncarea? Prost. Ia. 73 am. Ți-am dat chestii de mâncat, bagă. Ala-i. Bagă tot. Așa. Let's do it. Let's do it, așa trist merg. Hai să ne mușcăm. Bun, dragii noștri, cam atâta pentru episodul de astăzi. Nenea Barba Neagră este un pic așa under the weather. Poate dacă dăm acolo multe like-uri o să se simtă și mai bine în episodul viitor. Zic și eu acum. De ce râzi, mă? Nu, cum ți s-a părut ție că la nu, am râgâit. Porcule de la el. Bună seara, București. Bună seara, România. Pe data viitoare.